Cornel, așa cum am început fiecare interviu de 10, întreb lumea de unde e pasiune pentru sportul pe care îl faci. În cazul tău, de unde e pasiunea pentru fotbal și cum ai început tu să joci fotbal, dacă îți mai aduci aminte? Da, urmăream foarte mult meciurile celor de la Manchester United când juca Cristiano Ronaldo, Van Nistelrooy, Wayne Rooney, așa că a devenit o pasiune. Mergeam la școală și mă jucam în curtea școlii, pe stradă, în cartier, cu prietenii. Așa am început să îmi placă foarte tare. Da, ce vârstă ai început? La 9-10 ani. Deci destul de devreme. Da, mai ai ceva din perioada aceea? Ghete, echipament, unii mai păstrează? Am acasă la Brăila la echipamente de când jucam, de la diferite turnee. Cred că am și vreo 2-3 perechi de ghete. Știu cum era, toți copiii aveau postere în casă, aveai și tu astfel de postere cu jucătorii preferați? Nu aveam cu jucători preferați, dar am participat la primul turneu din viața mea, pot spune, și mi-am făcut un tablou cu mine. Îl mai e? Da. Unde îl ții? În sufragerie. Are un loc special. Da. Cum era joaca aceasta în cartier pentru tine? Te gândeai că poți ajunge fotbalist? Nu mă gândeam, făceam totul pe moment, îmi plăcea să stau cât mai mult afară să mă joc cu mingea. Am luat-o în glumă, vă dați seama, fiind puști, îmi plăcea foarte, foarte mult să mă joc. Aveai timp de antrenamente, toate activitățile? Te lăsau părinții în primul rând? Da, aveam dimineață școală și după amiază antrenament, așa că nu a fost nicio problemă. Cum ai avansat în timp, cum ai ajuns și la Academia? Hagi, cum s-a derulat toată această perioadă pentru tine? Am avut un turneu la Cupa Danone, la Constanța, și acolo m-au văzut cei de la Academie și l-au contactat pe tatăl meu. Și i-a spus da din prima? M-a întrebat și am fost foarte entuziasmat și am spus că da, vreau să merg să încerc, să văd cum este, și am rămas acolo. Mulți încearcă să imite cumva anumiți jucători. Tu pe cine imitai când erai mai mic, când începeai cariera în fotbal? Pe Cristiano, îmi plăcea să bat lovituri cum bătea el. Și acum ai același stil? Da, bine, mai diferit. Idolul tău, el este? Da. Ce-ți place cel mai mult la el? Lejeritatea cu care aleargă, duelurile 1-1 pe care le face, ofensiv. E un jucător complet pentru mine, și stângul, și dreptul, și cu capul. Se demarcă foarte bine, caută spațiile, este mereu acolo unde trebuie și marchează. Dacă ai învățat un lucru de la el, care ar fi acela? 1-1, driblingul de 1-1. Faci și tu la fel ca el pregătirea aceea spartană pe care o face el? Nu. Chiar nu, cred că este unic în domeniul acesta, așa că părerea mea este că este cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Cum a fost ascensiunea asta? Ce a fost cel mai greu pe drumul acesta către a deveni fotbalist la o echipă foarte importantă? Nu, cred că a fost nimic greu. Doar munca pe care trebuia să o faci zilnic, dar asta a devenit o obișnuință și o plăcere mai mult. Asta este foarte frumos la fotbal, pentru că dacă ești talentat și muncești, devine o plăcere, vii de drag la antrenament. Acum când te uiți în urmă, a meritat acest efort să te trezești de dimineață, să mergi la antrenament? Sincer, da, a meritat și chiar merită în continuare. Ce simți cel mai mult atunci când ești pe teren? Nu știu, simți că te liberezi, faci ceea ce îți place, te pregătești o săptămână întreagă pentru a te duce la stadion în weekend și să faci ceea ce ai pregătit toată săptămâna. Când intri pe teren și lumea scandează numele, cum e? Da, este cel mai frumos sentiment. Puneam de perioada pe care ai petrecut-o la Gheorghe Hagi, cum a fost să fii antrenat de acesta? Am avut foarte mari emoții, mai ales prima dată când l-am văzut pe dânsul, dar după a fost totul degajat, venea totul de la sine, dar n-am ce să spun. Antrenamente foarte frumoase, foarte ok, a avut un cuvânt mare de spus asupra carierei mele. Îl vedem foarte implicat de fiecare dată, presupun că cerea maximul de la voi, nu? Da, cerea maxim, se mai și băga cu noi. Au un jucător foarte mare și la vârsta pe care o are. Impresionat de ceea ce făcea pe teren chiar la... Da, lovirea mingii, nu poți să iei. Ai învățat ceva și de la el? Nu, are alt stil diferit. Nu puteam să mă bag acolo. Cum era să-l vezi în fața ta, făcând acele... arătându-și tehnica pe care o are? Da, rămâneai uluit, sincer. Mai ales că eram mic când mă uitam și... Are același stil, adică... Antrenament de antrenament este la fel cum era și atunci când juca. Apoi a venit momentul să ajungi la FCSB. Cum a fost când ai aflat de această ofertă? Da, dânsul mi-a spus că am o ofertă concretă de la Steaua și am spus că da, merg, pentru că este cel mai mare club și vreau să merg să demonstrez. Mi-am făcut treaba la Viitorul, am câștigat acel campionat, așa că am spus este maxim ce pot face aici și cred eu că trebuie să fac un pas înainte. A fost vreo urmă de îndoială atunci când ai auzit de această ofertă? Nu. Am fost sigur, am spus da,
m-a pregătit și dânsul înainte, mi-a spus că este presiunea fanilor, că este cea mai iubită echipă din România, așa că trebuie să dai maxim la fiecare meci. Cum e să fii la un club precum FCSB? Foarte frumos, foarte tare, adică te cunoaște toată lumea, dar este și o presiune aparte. Greu cu această presiune? Iar vine automat cu numele? Greu cu... este la început. Am venit la 19 ani, vă dați seama, eram un puști, dar ușor, ușor am făcut ceea ce trebuie și cred eu că am demonstrat și încă mai am ceva de spus. Care ar fi cea mai mare dorință în momentul acesta pe plan profesional cu FCSB? Să intrăm în grupele conferenți și că acesta este cel mai aproape și după să câștigăm și campionatul. A rămas durerea aceasta a pierderii titlului și, mă rog, anii aceștia în care locul 2 mereu foarte aproape acolo de a câștiga titlul. Da, titlul. Normal. În fiecare an pierdut se acumulează o durere, dar cu atât răzbunarea este și mai mare. Așa că sperăm să câștigăm pentru că am pierdut cu echipe foarte mici campionatele în fiecare an. Așteptați acum revanșa în acest sezon? Credeți că acum este momentul? Da, nu e neapărat o revanșă, dar așa am spus și anul trecut, că acum este momentul, așa că nu mai vreau să mai vorbesc despre acest subiect și să demonstrăm pe teren și la sfârșit, când am tras linie, să ridicăm și cupa. Tu ai avut și momente mai delicate, mă refer la accidentări. Cât de greu a fost pentru tine această perioadă? Da, a fost o perioadă foarte dificilă pentru că am stat mai mult în sală, m-am ocupat mai mult de accidentare și când am intrat cu ceilalți, erau pregătiți, aveau meciuri în picioare, așa că mi-a fost foarte greu să mă ridic la nivelul lor. Cine te-a ajutat cel mai mult în această perioadă? Toți, cu toți. Și stafful, și domn profesor, și jucătorii, toți, chiar toți. E greu să revii astfel după o accidentare, să, cum spuneai tu, îi vedeai pe ceilalți că au ritmul de joc, să vii și tu din urmă, cum a fost? Da, este greu, pentru că până la urmă pregătirea unui jucător constă și în meciuri. Dacă nu ai meciuri, este foarte greu. Așa că era și în plin campionat când m-am accidentat, așa că mi-a fost foarte greu. Dar ușor, ușor mi-am intrat în ritm și pe final de sezon cred eu că am făcut 2-3 meciuri foarte bune. A fost acesta unul dintre cele mai grele momente ale carierei tale? Da, pot spune că da, au fost cele mai grele momente. Vorbeam de lupta aceasta la titlu. Anul acesta, cu cine vă duelați? Sunt echipe puternice, și Craiova, și CFR-ul, dar nu știu, chiar nu vreau să-mi atrag atenția asupra lor. Cred că singurul adversar suntem noi. Pe lângă campionat, clar urmează și meciurile din conferință, obiectivul vostru fiind să ajungeți în grupe, nu? Cum vezi meciurile acestea din preliminarii? Da, noi avem experiență, chiar dacă s-a întâmplat accidentul care s-a întâmplat sezonul trecut, dar nu ne mai gândim la nimic, ne gândim doar la meciurile care vin și trebuie să luăm fiecare meci, nu contează că îl jucăm acasă sau în deplasare, trebuie să câștigăm la 2-3 goluri diferență, clar. Ați avut și ghinion în trecut și cazuri de COVID și tot felul de probleme. Anul acesta simți că puteți ajunge în grupe? Da, chiar simt că putem ajunge în grupe pentru că suntem aceiași jucători de 2-3 ani. S-a creat un grup foarte frumos, un grup care este dornic să facă performanță, mai ales în Europa, așa că cred eu că putem face asta. Contează că e conferență, nu Europa League? Cum vezi? Nu contează, este o cupă europeană până la urmă. Ce ar însemna să ajungi în grupe și de ce nu să treceți mai departe? Da, ar fi foarte, foarte plăcut pentru noi, că sunt și jucători tineri în lot care nu s-au lovit de experiențele acestea și vă dați seama că așteaptă cu nerăbdare. Spui de jucători tineri și tu faci parte din această categorie. Crezi că mai trebuie să rămâi la FCSB să câștigi poate titlul acesta de care spui sau te-ai gândit transferuri, o plecare, o eventuală plecare? Nu mă gândesc la niciun transfer. Suntem în plin cantonament, suntem în pregătire, trebuie să acumulăm, să ne antrenăm foarte bine, așa că nu-mi stă gândul la niciun transfer, mă gândesc doar să vină primul meci amical, să vedem unde suntem și după să începem foarte bine campionatul pentru a putea spera să intrăm în grupe pregătiți. Spuneai de cantonament greu, de fiecare dată când începe cantonamentul? Da, foarte greu. 2 antrenamente pe zi, se și acumulează oboseală, este și intensitate foarte mare, dar cu asta cred eu că o să ne ajute foarte mult. Te-am văzut și pe la meciurile naționale. Cum ai trăit tu din tribună? Aveai și colegi în teren. A fost greu să privești sau să vorbești cu ei după aceea? Ai văzut cum v-a afectat? Este mai greu să stai în tribună, chiar și pe bancă este foarte dificil. Nu știu, e un sentiment urât, dar asta este viața, nu avem ce să facem până la urmă. Așteptăm meciurile următoare și trebuie să schimbăm cumva fața echipei naționale. Cum ai simțit pe colegii tăi de la FCSB după meciurile acestea? Nu știu, sincer, chiar n-am vorbit că sunt în vacanță. O să-i aștept și
O să vorbim, să vedem. Mă gândesc că și tu aștepți, nu? Să te întorci la echipa națională. Da, îmi doresc, pentru că am făcut două meciuri când am jucat. Am făcut meciuri foarte bune cu domnul Mirel și sper să mă întorc mai puternic. Te-ai înțeles cu Edi Iordănescu la FCSB? Te-ai înțelege cu el și la echipa națională? Cum vezi poziția lui acolo? Păi, a fost aici, dânsul, a lucrat, ne cunoaște pe toți, n-am ce să spun mai mult. Aș vrea să te întreb așa pe final de interviu și o lucru extra. Fotbal urmează un moment important pentru tine în viața personală, urmează să devii tată. Ce înseamnă pentru tine? Da, este un sentiment cu care nu m-am mai întâlnit până acum. Sincer, nu știu ce să spun, sunt entuziasmat, dar aștept să vină și să vedem. Vă dați seama, suntem fericiți, toată familia este fericită și de-abia aștept să văd copilașul.